sunt profesorii Daniela. Iar noi suntem Loretu, Teodora, Alexandra, Nora, Emilia, Raisa, Sofia, Rares. Și împreună reprezentăm școala gimnazială numărul 2, Diaconul Corecții Brașov. Zilea globală. Se apropie cu pași rapid. Viețuitorile nu vor să trăiască viețuri prea mult. Vom continua să umplăm deșeuri în apă, toate viețuitoarele marine vor muri. Planeta să o salvați. Planeta să o protejați. Apele să le curățați. Sticlele să le reciclăm. Planeta să o salvăm. Pământul nu poluat. Apa să nu infestați. Aerul curat să-l păstrați. Să nu așteptăm 400 de ani să se degradeze o sticlă de plastic. Mai bine o transformăm în jucărie și în rochii frumoase. Fiecare kilowatt-oră de electricitate economisită înseamnă un kilogram de dioxid de carbon mai puțin produs de centralele termoelectrice. Economisind energie, economisim bani și contribuim la salvarea planetei. Folosiți panourile solare pentru încălzirea locuinței și răcirea, dar și pentru mijloacele de transport. Dacă scazi temperatura în casă cu un grad Celsius, vei economisi 6% din factura pentru încălzire. Stinge lumina când nu ai nevoie de ele. Folosește becuri economice. Ultima persoană care părăsește o cameră trebuie să stingă lumina. Ar trebui să folosim scările în locul lipsului. Este un exercițiu bun. Pornește calculatorul sau imprimata doar când lucrezi cu ele și oprește-le când ai terminat. Folosește dușurile mai mult decât cada. O nu stați cu orele în duș. 10 minute ar fi ideal. Folosește o lustră cu ventilator ca să locuiești camera în lumile calde. Cumpără produse ecologice. Evită plasticul cât mai mult. Este mai... Am ales să nu mai folosesc paharele din plastic de unică folosință atunci când beau apă. Mi-am făcut o rochie pentru ca aceste pahare să rămână o simplă amintire. Orice nou început poate fi greu, dar cu ambiție și răbdare putem face schimbări importante în viața noastră. Cum ar mici, fiecare dintre noi poate contribuie la sănătatea noastră și a planetei. Haideți să înveselim Pământul! Hai să luminăm planeta împreună!